Ce imitai pe vremea aia? Divertis, vacanța mare? Octavian Dumitru. Dor Octavian Dumitru. Vacanța mare, cum să nu? Făceam pantomime. Ne îmbrăcam, puneam peruci și făceam noi pe muzică replicile. Înțelegi? Adică eram noi doi în scenă, tu ziceai melodia lui Delia. Haide, vino înapoi. Și eu spuneam, nu pot să cred că mai... Adică era de muncă, nu era chiar așa. Și așa am ajuns la un festival de satiră și umor studențesc. Nu eram student, dar am păcălit lumea acolo. Tăiem asta la montaj. Două, las-o așa. Și ne-am dat seama că avem potențial. Când eram acolo, locul, la balul de boboci, noi ne-am păstrat trupa asta de umor. Ok, am început la balul bobocilor, dar tot făceam. Ne mai duceam și la alte licee și făceam asta. Și la Târgu Mureș, în 99, am luat locul 3. Și am zis, bă, din atâtea centre universitare, locul 3 înseamnă ceva. Și atunci am realizat că, bă, cred că putem mai mult de atât. Și am venit la TVR, la un concurs, Bravo, Bravissimo, se numea, prezentat Dan Bitman, și m-a văzut acolo producătoarea Corina Voicu, care mi-a zis, bă, tu ai fața lui Puiu Călinescu, tu ești foarte, bă, nu știu ce, factorie. Du-te, bă, dacă trebuie mie actorie. Asta cu ai fața lui Puiu Călinescu, cum ai primit-o? Adică era de bine sau de rău? De bine, cum? De bine. Păi cum? Păi da, dar trebuia să zică la 60 de ani asta. Păi da, dar... Puiu Călinescu tânăr. Tu l-ai prins, l-ai văzut vreodată tânăr? Nu, nu. Uite-te la mine. Ca pe Franco Baresi, ca pe ăștia, nu i-am văzut niciodată tineri, ca jucători, da. Știi, să-i vezi așa, ei tot timpul da, în fața, adică el ce voia să spună este că ai un talent din ăsta necioplit pe care ar trebui să-l, în facultate, să-l cioplești și să-l, înțelegi? Și n-am vrut să-l la facultate, că mi se părea greu, cum, să învăț eu 10 poezii, cum 10 poezii? Să le țin minte și... Și cu toate astea? Și cu toate astea, mi-a venit mintea la cam mai târziu, la 26 de ani, care mi-a dat seama că, bă, da... Picuț, cam târziu, dar... Da, e la limită. La limită, da. Da. Adică și... s-a auzea cucu de ora 12. Exact, era nene, acum ori niciodată. Da. Era, de fapt, imnul. Da. Și am zis, băi, cred că, da, cât să mai vină de aici, cât să... Că dacă nu-l cultivi talentul ăsta și nu-l... De unde o să tot dai? O să te strâmbi mereu? Ok, față-față, dar cât o să te strâmbi? Și aia m-am hotărât și am dat la facultate. La actorie, la un ATC, m-am pregătit 2 săptămâni. Eu m-am dus târziu la o prietenă. Vă ajută-mă și pe mine. Și zis, mai sunt 2 săptămâni. Când înveți toate astea? Acum, în astea 2 săptămâni. Ai memoriele, rețile astea? Atunci, cred că din dorința de a intra la facultate, m-am pregătit 2 săptămâni, am intrat din 65 al 13-lea. Bun, n-am mai fost cu ghinion. Nici n-am... Bun, deci pornim cu prăjiturile, pornim cu fotbalul întâi, fotbalul, pierdem da. Un fotbalist, pierdem un bucătar, o spătar, o... Un benzinar care băgam eu, benzină nu băga nimeni. Erai cu din alea cu cât costă o picătură? Știi? Nu. Scoțianul? Nu. Cât costă o picătură? Așa. Hai, noi ce suntem noi cei mai zgârciți oameni din lume, dar terminați că nu merge nici, ăsta e banc slab, nu costă nicio picătură, nu costă la noi nicio liră. Punem 13 kg, știi? Am făcut și eu tot felul de picături. Da? Bun. La benzinărie, nu un mai benzinar. După aia... Și apa aia, asta, cu trupa de umor, am vrut să fac umor. Bun, și băieții ce au zis? Sau oamenii din trupă? Stai, unde pleci așa? Ne lași? Ei lăsat? Păi nu, cu băieții am plecat. Păi nu, dacă n-ai venit în coala București? Cu ei am plecat, cu ei am venit la București, la emisiunile astea. La emisiune și după aia când ai intrat la actorie? Acolo a fost o... Acolo ai fost șmecher, acolo a fost o problemă, acolo a fost o problemă, da. Nu, n-am avut niciodată asta. Nu, dar noi eram, lucram la o televiziune, făceam farse în taxi. Da, bune ale, imense. Da. Și după aia, după Farse în taxi, am făcut o altă emisiune și eu, pentru că intrasem la stat, nu mai aveam timp să vin zi de zi la filmări. Am lăsat primul an. Dacă lipseai, te dădea afară de la facultate. Da. Și băieții au zis, pe ce faci, mă? Trebuie să primi de facultatea ta, mă, nu trebuie... Vine și aici. Și aici s-a rupt o... Ați făcut una cu unul cu niște pufuleți. Da. Un sac de pufuleți. Aia este dumnezeire. Da, au fost multe. Cu pufuleții, da. A fost foarte mult. Unul ridicată capota și ăla fuge la... Da, au fost foarte multe. Bun. Bătaie vă luați? Eu mi-am luat de 2 ori. Ți-ai luat? Mi-am luat bătaie, dar de 2 ori de la doamne. Deci nu ce de la doamne? De la doamne. Adică ți-ai luat poșetă în cap cu bătaie? Nu, pumni și picioare mi-am luat. A fost o farsă în care se fură stația. Eu fur stația din stația aia de recepție, emisie. Da. Walkie-talkie. Stație. Stație, da. Era mai... Da. Și eu intram, șoferul de taxi intra în benzinărie. Cu clientul și ce alimentez și eu eram ăla de băga benzină și ștergea parbrizul. Da. Și a zis, da, să-mi ceri și bordul dacă... Și eu când intram în mașină să-i șterg bordul, la stația fugeam, Sanchi mă prindea paznicul așa și mă băga în mașină. Și zice, de ce ai furat, mă? Păi am vorbit cu doamna să împărțim banii, să ne întâlnim mai târziu.
Ce ai vorbit cu mine, mă? Bă, de aici, de ce era asta în față, eu eram în spate, a sărit peste... Bă, cu înjurături, tapum! Și eu eram prins între ei, nici nu aveam unde să fug. Bă, mi-a dat pum, m-am vinețit. Cu cine ai vorbit tu, mă? Da, nenorocit. Și făceam, dacă mai dai mine, te dau un judecat. Nenorocit, mă, dar noi eram foarte inconștienți când am făcut asta. Adică, acum nu știu dacă aș mai avea curaj, nebunia aia, să fac ce făceam. Noi eram inconștienți, noi n-aveam nici măcar salvare, mă, după noi. Dacă a leșinat o fată, pare rău. A leșinat o fată, că s-a speriat atât de tare. Bam, bam, pum, că am vrut să-i fur din poșetă, din cea era aia, din taxi acolo. Și a leșinat. Și a dat cu picioarele, mine să ies. Și eu nu mai puteam, mă durea și a zis, stai, glumă, farsă. Și a făcut, a, farsă, hă, pum, și a leșinat. Și a... N-aveam, mă, de, dai seama de... Da, nu-i, da, acum e de... Da, acum glumim și hop, 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 da. Și da. Acum n-aș mai face asta. Adică n-aș mai avea curaj să fac asta. Eram tiner, eram nebun, eram... Bun, cu stand-up-ul și cu impro sau... Când a început? Stand-up a început... Nu știam nimic în... În facultate, eu auzisem de stand-up. Eu eram anul întâi. Deci asta cam pe când se întâmpla? Nu, 2007. În 2007... Eram anul 2 de facultate, anul 3 de facultate cu un an mai mare ca mine, dar în facultate, nu ca vârstă, Micuțu, Costel, Adrian Nicolae, toți ăștia. Și mă duce și bă, zici și mie care e. Nu mă băgam seama, Costel făcea mișto de mine. Când mă duceam să vorbesc cu el, să-l întreb care e treaba cu stand-up, se oprea la un panou din ăla și se făcea că citești. Era ca filmele americane, când fetița aia mai dolofancă, dolofană, știi, nu e băgată de nimeni. Și aia tot se uită, vorbește și... Mai în glumă, mai în serios, chiar după aia am zis, bă, vreau să fac. Păi du-te, mă, și fă ce vrei. Să te duc deci eu de mână. Corifei nu te băgau în seamă la început. Ba nu, la început nu, dar era asta ca o glumă cu Costel, că acum suntem foarte buni prieteni. Și dar nu, deci nu aveam ce să zic, Vii tu la mine, vreau să mă apuc de stand-up. Apucă-te. Exact, știi? Băi, și noi cu ce te încurcăm. Și mie mi se părea foarte tare ideea de a face umor fără să ai recuzită. Că era tot timpul cu rochițe, cu ștramp, că eram fata din grup, că era mai slăbuț, mai așa, cu perucă și așa, cum să te duci, așa cu mâinile în buzunar, să intri pe cine, să zici bună ziua, bună ziua. Și despre ce vorbim? Da. De ce ne legăm? Asta iar a fost o problemă, că nu știam cum. Adică eu aveam experiență, eu făceam spectacole și dar cu un text dat, cu un replică text, cu, al patrulea perete, exista al patrulea, nu exista publicul. Dintr-o dată tu vorbești cu publicul direct, cum adică? Eu când am făcut prima oară, îmi tremurau gladiolele de gici când intram prima oară pe scenă. Deci erai ca la fotbaliști când la debut. Da. Știi că așa spun și ei, domnule, eram noi șmecher, dar emoții tot. Da. Mai ți-aduce aminte primul? Da. În cluba, pot să zic că nu mai există. Ei, cum? Nu mai există cluba? Nu mai există, cum mai, de când cu... A, da, de când cu probleme. Cu ISU. Da. Așa? Și Radu Gheorghe a venit să ne vadă? Nu cred. Ba, hai luăm ciupă. Da. El a fost primul care a făcut stand-up în România. Știi asta? Corect. Și l-am chemat pe om să ne dea. Bine, și la Dor Octavian Dumitru era așa un... Da, nu e el, era personaj. Nu era Dor Octavian Dumitru care vine să spună despre, știi? Da. Că asta e stand-up. Eu când mă duc acolo, îi spun despre problemele cu soția, cu jobul, cu... Bun, și te-ai dus la cluba 2008. Bun. Și am avut și ai intrat acolo. Am avut o trupă și din toată trupa aia la fel mi venea și spunea, bă, nu ai ce să cauți cu ăștia, că erau mai... Am înțeles. Așa, mai ușor nepregătiți. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.